Acum exact un an, patru păraie din anexa Vălenii au făcut prăpăd prin gospodăriile oamenilor. S-au acordat bani de la primărie pentru înlăturarea efectelor inundațiilor, s-au acordat bani de la guvern pentru ajutorarea familiilor cele mai afectate, dar nu s-a rezolvat absolut nimic în privința problemei de fond. Lucrări de regularizare serioase nu s-au făcut nicăieri. La un an de la momentul în care cartierul Vălenii devenise loc de pelerinaj pentru autorități și scenă pentru lansat promisiuni de rezolvare a problemei, oamenii de pe strada Muntelui au fost loviți din nou de puhoaie. Într-o țară normală, nu una performantă în care se construiesc spitale în 10 zile și se fac autostrăzi într-o lună, imagini cu saci de nisip puși lângă temelia unui gard abia reconstruit sau cu mese, scaune și dale așezate ca stăvilare în fața porților și a ușilor de la case nu ar trebui să existe. Într-o țară normală, în care instituțiile colaborează, nu s-ar acorda fonduri pentru a scoate mâlul din curți și a reconstrui case an de an, dar nu s-ar găsi niciodată bani pentru un proiect de regularizare a unor păraie. Iar în acest context, revolta oamenilor este mai mult decât justificată, localnicii nemai având niciun pic de încredere în instituții. Ne-a dat de trei ori au adus ajutoare. Așa, ce? Da. De mâncare. Dar să vă ajute să faceți curtea înapoi? Curățenie. Nimic. Nu. Niciun ban, nimic. Au venit de două sau trei ori și două au făcut mult. Cu o leagă de făină, cu o leagă de ulei, cu... Ulea că e și mai fost acolo. Da. Anul trecut, deci de aici încolo, a fost șanț de un metru și la, uitați așa, o tonă și jumătate de balastru cu 20 de saci de ciment am acoperit toată porțiunea. Uitați, partea aia s-a lăsat în jos a doua, prima parte mai jos. Am luat eu mâl din drum și am acoperit. Uitați cum a venit, uitați cum s-a proptit. Iar aici mi-a desprins tablele și vede cum le-am bătut eu cu ciocan. Uitați că sunt cu maro și sunt mai în afară. Făcea acum 2 ani și anul ăsta, bucățica asta, nu s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Uitați, pe aici. În luna lui mai am făcut o plângere la domnul prefect. Vorbim despre mai 2020. 2020. Domnul prefect a făcut mai departe la domn primar. Domn primar a făcut mai departe la domnul de la Apic. Și s-a așteptat. Și uitați ce s-a întâmplat. Se vede că la deal plăci deslipite. Cum a surpat apa, dacă a surpat bucata aia de lucrare din nisip, a surpat-o pe dedesubt, am acoperit eu ca să nu se desprinde. A venit cu forță, asta e ideea. Să ferească Dumnezeu. S-a lucrat în vreun fel? Absolut deloc, nici un milimetru. A venit comisia anul trecut, mergeau așa, se uitau pe sus, pe jos, pe în cer, da, vă rog, mergeau în șir indian, așa mergeau, se uitau așa, 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 și atât. Dacă eu, pensionar, am putut să cheltui atâția bani, să-mi fac acolo, așa cum am putut, ei n-au putut atâta bucățică să facă, care nu costa nimic, o mașină, un burtă din ăla, să curăța și înalta aici. Și 2019 din cauza la bucățica asta și 2020 din cauza la bucățica asta. Pe pârâul Adeal sunt multe zone în care malurile sunt surpate efectiv, apa a săpat pe sub gardurile oamenilor și a mușcat din drum. Locuitorii de pe strada Muntelui sunt îngrijorați de amenințarea pe care o reprezintă pârâul și nemulțumiți că, în afară de curentul electric, nu li se asigură niciun fel de utilități, dar plătesc impozite de oraș. Iar în plus, nu sunt lăsați să-și facă propriile apărări de mal, pentru că încalcă legea apelor. Altfel spus, nici autoritățile nu rezolvă problema, nici lor nu le dă voie. A aflat asta un anumit domn Dan, care și-a făcut pod să poată intra în curte, dar n-a apucat decât să facă un cofraj pentru apărare de mal și a fost avertizat de un specialist de la SGA Neamț. Problema care, dacă ar fi așa, o mie, da,
plătesc autorizație, plătesc proiect, plătesc aia. Dar sunt niște sume enorme, care nu... Ei au venit, au decupat frumos, vă arăt. Aici, în curba asta, au fost luate plățile. Au făcut lucrarea aia acolo, au făcut pragurile astea, dar ei, primul lucru care trebuia să facă, parte de jos, pentru că vine apa, vine cu bolohani. De cursul de 40 de ani de când este apăsut, cu răul ăsta de când e așa, betonul de jos tot s-a mâncat. Ei, când în momentul când a ajuns la pământ, o luat și pe de lături. Doar așa au dispărut plăcile. O să fac pe sus și o luat plăcile la bani. Singura lucrare care s-a făcut pe părâul mănăstirii în 40 de ani este un dig pieziș, din care apa a plecat cu forță direct în marginea drumului și a produs o groapă impresionantă. Camioanele pline cu lemne trec cu roțile exact pe marginea porțiunii surpate, iar cel care exploatează lemn în zonă este chiar domnul Dan.